Este o tradiție care trebuie să o continuăm în fiecare an. Este tradiția județului Hunedoara în ceea ce privește crescătorii de ovine și începem periplu de toamnă al expozițiilor de ovine. Astăzi suntem la Petrila, la Jeț, cu varietatea Turcana de Jeț, unde momârlanii noștri, într-adevăr, au ce arăta, au cu ce se mândri și foarte important este faptul că se văd animalele, se vede tot ceea ce înseamnă calitate, tot ceea ce înseamnă progres genetic, dar în același timp fermierii între ei fac schimburi, cumpără unii de la ceilalți, încearcă să-și împrospăteze fondul genetic a fiecărei ferme în parte. Și anul acesta, eu spun că e o ediție foarte reușită. Animalele sunt excepționale, mă așteptam să vedem animale foarte bune, dar, sincer, pe mine m-au uimit ce animale frumoase putem vedea în boxe. E adevărat că se încearcă și nu de azi, de ieri, de mai mult timp, omologarea, practic, a brezei alături de celelalte varietăți. Da, suntem în plin proces de omologare a celor patru ecotipuri, bucălaie, brează, oachișe și bălă. Din ce știu eu, colegii sunt pe punctul de a finaliza procedurile de omologare, atât pe baza de producții, cât și genomic. S-a luat sânge și să vedem diferențele genomice care sunt între cele patru ecotipuri. Deci eu cred că cel mai târziu, în primăvara anului viitor le avem. Noi sperăm până la sfârșitul anului. E o populație extraordinar de puternică, așa după cum se vede. Are caracteristici deosebite în direcția producției de lapte. Așa cum am spus-o și o repet, cu cea mai mare responsabilitate, este una dintre oile de lapte ale Europei. Produce până în jur de 2,5-3 litri de lapte pe zi. Valorifică foarte bine arealul montan, pășunile alpine. Nu toate oile din rasa țurcană se adaptează la această chestiune. Ele cresc până la nivelul unde paște capra neagră. Deci sunt foarte puternice. Iar această caracteristică îi dă o forță mare de adaptare la condițiile țării noastre. Deci trebuie neapărat luptat ca să o păstrăm, să o omologăm ca rasă și să mergem cu ea înainte, pentru că asta este trendul pe care îl urmărim. Ești pentru prima dată aici la târg? Nu, e al doilea an. Provii din familie de crescători? Din crescători de oi, din bunici, străbunici, din neamul oilor, cum ar veni. Tot breaza ați crescut sau? Nu mă brează. Cu ce animale sunteți aici la târg? Breaza. Câte bucăți? Am adus 6 bucăți, doar pentru expoziție, restul acasă. Câte animale mai aveți? Am în jur de 80 de oi. Am apucat să fac așa un tur al expoziției, Turcana din Valea Jiului, aici la Petrila. Și m-am uitat mai mult la efectivele mai mici, fiindcă mă interesează pentru viitor, pentru 2024, efectivele mai mici de animale care ar putea să facă parte din registrele genealogice.